Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Ocanu sau Țaca Ungureanu? Salutare, bă, băieți. Nu, ce Țancă Uraganu, Țancă Ungureanu. Da. Bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Prime Hacking. Iliuța să fac o glumiță glumească astăzi. Bă, fraților, bine v-am găsit la un episod de CSGO Prime Hacking. De data aceasta este un episod normal, fără provocări, deoarece am să mai luăm o pauză cu provocările. Dar totuși prea puteți să-mi lăsați la... Da, prea multe provocări, bă, băieți. Dar totuși puteți să-mi lăsați și la acest episod idei de provocări în comentarii. Let's go, big guys. Că poate în următorul episod o să fie din nou un CSGO cu provocări. Și, na, puii mei, să facem noi o provocare acolo serioasă, nu? Zici tu ceva, Ilius, așa, ce ai de zis în acest videoclip mirobolant? Pistea. Bă, fraților, sperăm să facem globalul cât mai repede, dar nu ne grăbim, nu? Mamă, ce vorbe de maestru am putut să zic, da, bă, băieți, este târziu, noaptea și obosit, nici eu nu știu ce zic astăzi, dar un sper short. Să... Un short, hai că l-o mori eu pe ăla de pe short, mori, gata, l-am omorât. Sper să fie un meci bun, un meci cu rank up, deși, cred că, ba nu, mă, am de ceva timp Golova Master, nu? Nu știu de cât timp am Golova Master, mamă, coaie, păi dau ace, ce fac? Gata, am dat și ace dacă e... O să începem de la rankurile. Bă, avem un MG. Mamă, doi cu mut la noi în echipă. S-ar putea să fie codați, asta e să-l văd pe green și pe orange. Ăștia doi care mai sunt viață au amândoi mut. Și de obicei ăștia au multe reporturi care... I-a sărit ținta sau ceva la orange și că nu l-am văzut. I-a sărit ținta la orange? Nu știu. Că au amândoi mut și s-ar putea să fie codați, asta este problema. Și zi un subiect de discuție pe ziua de astăzi, Iliuță, ia zi. Păi, nu știu. Păi Dani, Mocanu sau Țaca Uragan? Bă, de ce tu zici Țancă Uraganu, coaie? Let's go away, guys. De ce zici Țancă Uraganu, frate? Țancă Uraganu. De acum încolo așa o să-i zic. Dacă o să mă duc la o petrecere și o să vreau melodia la Țancă Uraganu, o să zic, bă, băi, spuneți și voi o melodie cu Țancă Ungureanu. Un one tap aici, corect? Ah, fuck. Mamă, coaie, cât de greu l-am omorât pe tipul ăla. S-ar putea să aibă legit anti-aim. Ah, bă, băieți, ar putea să fie un meci cu foarte multe kill-uri pentru mine. Nu știu, sper să fie un meci cu foarte multe kill-uri. Și, bine, mă. Bă, ești nebun, câte kill-uri pot să fac meciul ăsta, frate? Nu știu de ce am impresia că o să fie un meci în care o să am 40 de kill-uri. Ok, i-am dat 24 HP. Hai, nu, eu vreau să-l omor, eu vreau. E, fuck. Iliuță, tu ce faci? Ai luat un pic de pauză în meciul ăsta? Că vă cai 0-1. Da. Ai luat o pauză mică așa în meciul ăsta, a? Am înțeles. Așa am hotărât. Așa e hotărât. Am spus că așa este de cuvință. Mamă, l-are medalie de 10 ani, tu vezi ce șmecher? Nu știam că există așa ceva. Nu știai? Nu, credeam că ești de 5 ani pe CSGO. What the fuck? Sau eu prostănac? Păstărnac? Nu știam că există medalie de 10 ani, sincer. Chiar nu știam. Și ce să mai zic, mă, fraților? Am observat că în ultima vreme, mamă, în ultima vreme la mine în comentarii este pace. N-am prea mai... primit comentarii așa de multe de hate. Mă rog, am mai primit, dar nu așa de multe cum primeam înainte. Nu știu, bă, băi, ce s-a întâmplat. Trebuie să mai existe o ceartă, așa-i? Trebuie să mai apară o ceartă pe YouTube, așa că vreau să invoc un YouTuber să se ia de mine. Nu știu de ce zic. Mamă, ce, când o s-o obosit, îți retardară, așa-i? Bă, nu știu ce să zic. Nu știu, mai vreau o ceartă, frate, am chef de o ceartă. Tu ai chef? Da, frate. Mai știi cu emoji, una. Chiar cu el, mai știi pe emoji, bă? Pe Big Smoke. Da. Bă, băieți, știți pe Nikos? Pe Nikos de la Puterea Dragostei? Îl știi, Ilie? Nu. Nu-l știi? Da, pe emoji, știi? Da. Am înțeles. Aia era problema. Mamă, și mi-e ciudă că am șters video-ul ăla cu emoji, bă. De ce? Pentru că era chestia aia, a zis Biho pentru un video de la lui că toate videoclipurile, adică cine are videoclipuri multe cu hacking pe canalul să-i fie canalul închis, a fost mare fake news și mi-a șters toate videoclipurile de hacking. Adică probabil mulți dintre voi, mulți din abonații mei noi, nu știți că eu am mai avut vreo 200 de videoclipuri de hacking din decembrie 2017 încoa și le-am șters pentru că au fost fake news-ul ăla. Din păcate, am fost prost, aia este, n-ai ce să faci și da, am șters toate videoclipurile de hacking de pe canalul meu, din păcate, mamă. Ok, hai, mai dai un pic, mai dai un pic. Ba, uuuu, Iliuță. Ah, fuck. Bă, what the fuck? Ce, mă? M-a omorât ăla de la noi, ești prost? Mamă, dă-i report pentru Griffin. Cred că de-aia are mut omul meu, că are, opa. Că are reporturi pentru Griffin. Dă-i și tu report pentru Griffin. Ha, ha, dar ha. Nu, eu îi dau pentru de toate, de ce pentru Griffin doar?
Eu vreau să-i dau pentru... Mamă, uite-l și pe ăsta. Uite-l și pe ăsta ce-mi face. Ăștia fac troll cu aia. Fac troll oamenii mei. Uite ce face. Futu-ți gura, mătii. Dar fii atent ce-i fac la bulangiu. Smoke. S-au omorât singur ăla. Hai, dă-te, dracu. No scope. Oh, fuck. No scope. No scope. M-a omorât și o să pierdem runda. Că prostul ăsta e orin și o să troleze. Băi, bă, gamiaș. Mamă, uite ce prost e cu aia. Ăsta trolează. Ăsta trolează. Bravo, mă, băieți. Hai să le dau. Deci dai report și la 69 lover. La green, la orange și la 69 lover. Adică la toți din echipa noastră, în afară de noi. Pentru că, na, oamenii fac grif. Băgamia și policica. Dar le dau pentru de toate, nu doar pentru hack. Le-am dat și pentru hack, dar și pentru de toate. Pentru orice. Hai pe... A, te duci pe mid? Hai că vin cu tine, Steaju. Vin în ajutorul tău. Bă, fraților, deci am dat de griffer meciul ăsta. Și Ilie e unul dintre ei care are 0 kill-uri. Băgamia și policica. Joacă și tu, că doar i-am jucat meciul ăsta cu aia. Bravo, Ilie. A, am crezut că tu ești. Bravo, Iliuță. Hai să-i omorâm doar noi doi. Meciul ăsta doar noi doi o să jucăm. Dacă zine să crezi, 2v5. Mamă, dar vezi că nu te-ai jucat cu ăla. Deci meciul ăsta doar eu cu Iliuță o să jucăm. Cu aia ai murit? A, e blue ăla. Ok, l-am auzit pe ăsta aici. Lasă-mă pe mine să merg încet să-l omor. Ca să nu jucăm OVS. A, am înțeles, s-a ocupat green de situație. I zic eu, hai să nu jucăm așa de OVS. Opa, păral știu că a tras în mine. Șpong, ok. S-au fost un pic cam OVS, că nici n-am apucat să pun scope-ul ca lumea. Dar în fine. Mamă, vreau să câștig meciul ăsta cu 16 MVP-uri. Ca să iau MG1 cu aia. Mhm. Să iau și MG1 cât mai repede, bă, băieți. Avem doar Golnova Master. Și primesc comentarii de alea de la hateri. Bă, frate, tu cu hack ești Golnova Master? Da, frate, pentru că eu am cumpărat contul ăsta de la un rang mai mic ca să-l cresc. Că asta e ideea. Dar chiar eu ce rang am avut pe contul ăsta? Silver Elite? Silver Elite Master, da. Sau Silver Elite normal, nu mai știu. Și eu am avut Golnova 2. Dar tu ai jucat ca disperat, eu am jucat doar pe videoclipuri. Dar omul meu, Ilie, a jucat 24 din 24. Opa. Oh, mane, ce ai făcut? Omul meu, Ilie, a jucat în continuu CS. Eu joc doar pe video-uri, ca să vă gândiți, adică eu orice meci pe care îl joc pe contul ăsta îl pun pe YouTube. Ca să nu se piardă, să nu ziceți că, bă, frate, cum ai făcut rank-ul ăla? Cum ai făcut? Nu, frate, în seria asta, orice meci de pe contul ăsta o să fie filmat. O să fie ca dovadă. Bă, gamia, ce era să mă moare ăsta. Hai, plantați bomba, plantează bomba. N-o să planteze, n-o să planteze. Ce plantează bomba? A, uite mă, că o plantează originea mea. Trolează-l, trolează-l, că și l-a făcut așa. Nu! Cu aia ești prea prost, Ilie. N-ai ce, nu, no, bravo. N-ai cum, n-ai ce să-i cer la Ilie, omul meu, frate. De ce, ce-am făcut? Păi da, n-ai fost în stare, stai pe ăla să-l trolezi. Păi eu mă uitam să-l omor pe Pinamint, ești nebun. A, ăla era scopul tău, am înțeles. Păi bineînțeles. Păi bineînțeles, mamă, Nomad Knife, asta nu știu de el. Ba, știu de Nomad Knife ăsta, dar eu vreau Karambit și văd că-i buguit animația. Da, am văzut. Toate cuțitele sunt buguite, la căcatul ăsta de hack în pola. Toate cuțitele noi, alea vechi sunt ok. Ba, nu! Că voiam să mă joc Butterfly cu tine. Ah, Butterfly e singurul, Butterfly e singurul. A, nu, și Shadow Daggers-urile sunt... Păi alea destul de noi. Ai, pula. Eu zic toate cuțitele mai vechi de 2014. Opa. Da. Păi și ce mi-a rămas? Flip Knife, God Knife și Karambit și Hansen. Și M9, Bayonet și Bayonetul normal. Da. Nu știu, mă, s-a terminat ăștia, s-a proști trei ăștia de la Unity. Mi-au dat hack-ul ei pe 10 ani, voi vă gândiți că eu am hack-ul până în 2030, bă băieți, Unity-ul. Bă frate, dar nu pot să zic că nu-i de căcat chestia asta și o să-i și dau mesaj la Flo și o să-l întreb, bă, coaie, ce pula mea. Bă, dar au hack-ul dat tot timp coaie și nu sunt în stare. Da, mă, e un hack cu reputație, dracu, e un skin, ăsta e un hack care nu erau multe hack-uri coaie când s-a lansat Unity. Bă, și nu sunt în stare băieții mei să nice bunny, nice bunny, aia de tine cred că zic, bă. Tu faci banii up toată harta. Bă băieți, voi vă dați seama că cheat-ul ăsta e mai vechi decât 90% dintre cheat-urile de pe piață din ziua de azi? Ce e mai vechi decât Unity? X22-ul? Mamă, da, yes, de of da. Course, bineînțeles. De ăștia nu-s prieteni? Mamă, coaie, le-am dat report la Blue și ia, mamă, coaie, cred că și-a kick. Eu nu voiam să-i dăm kick, eu voiam doar să speriem coaie, dar apare chiar și-a kick, săracu. Coaie, cum dracu nu l-am omorât? Gata, s-a terminat. S-a terminat story-ul pentru el. Săracu, coaie, și chiar n-am vrut să-și ia kick. Eu i-am dat la Caterinca F1-ul, că nu mă gândeam că o să dea toți. Mamă, dă-te. Vezi că vine window, vezi că vine window. Bravo, Iliuță. Bravo, Iliuță. Bravo, frate, care m-a omorât? Cine are... What? Aia era în spate, lol. Dă-și mie un drop dacă tot ai bani. Și dacă ai armă. Păi un AVP, nu? Ca să jucă. Mamă, la fix cu aia, la fixul fixurilor. Vezi să nu-i dai la altcineva. Ok. La fixul fixurilor. Hai pe ea. Eu mă duc palat și tu. Sau vrei tu palat? Cum vrei să facem? Ia zi, runda asta.
Mă duc eu palat. Da, bine, du-te tu palat și eu mă duc pe rampă. Păi e mai greu pe palat, că poate să fie la dreapta. Acolo băgat și dacă îi dai prefire e clar că ai hack. Mamă, mi-au dat ceva aici. Unu. Bun. Hai, hai, Iliuță, omoare pe ăștia de aici. Ajută-mă, Iliuță, help me. Doi. A tras în mine prin smog, nici n-am apucat să-l văd. Botul, 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 botul. Ah, ok, am botul. Hăț. Hățul hățos. Dar nu o să fac kill-uri cu botul, pentru că vreau să am kill-uri doar pe ăsta meu, doar pe caracterul meu, că vreau să fac 40 de kill-uri meci ăsta, ca să iau rank up-ul cât mai repede. Așa că nu o să fac kill-uri momentan. Anabi, am cinga asiga. Mamă, tu înțelegi? Mamă, eu nu înțeleg cum alți oameni pot să vorbească alte limbi. Nu știu ce a fost asta, dar coaie, vede, de știu ce limbă vorbesc ăștia. Sau rusa, coaie, cum poți să înțelegi căcaturile astea? Uite, amica nasil skiligiran dalța biraz. Cum poți să înțelegi așa ceva? Zici și mie, coaie. Cum un om, o ființă umană, poate să înțeleagă ce scrie ăla acolo, coaie, serios? Știu că fiecare țară vorbește limba ei, dar dă un pizda, mă, zic, că româna, coaie, cum se scrie, așa se și citește. Hăț. Nu, 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 nu. Bravo. Ce-ai crezut, mă, că mor, frate? Bineînțeles. Ai crezut că mor, ai crezut că te las singur? Mm-hmm. Nu se va întâmpla niciodată chestia asta. Eu sunt alături de tine toată viața, Iliuță. Hai să-mi bag și un flip knife, că m-am plictisit de asta. Flip knife slaughter. Există măcar skin-ul? La mine, coaie, cum arăt. Eu vreau să-mi cumpăr skin-ul ăla cu prezervativ pe cap. Din meciul trecut de Wingman. Ce părere? Vrei să ne cumpărăm amândoi skin-ul ăla? Că n-are cât să fie, mai mult de 2 euro nu e. Și pe Rusia, bă, probabil, și mai știi. Eu mă gândeam să-mi cumpăr oricum. Stai că mă gândeam să-mi bag banii skin-uri, să-mi fac inventar șmecher pe CS. Dacă nu-ți cumperi skin-ul ăla cu prezervativ, degeaba îți cumperi skin-uri, coaie. Serios. Cumpărăți? Păi îl cumpăr, dar vreau să-mi cumpăr să-mi fac inventar cu pustite și nebunii. Bineînțeles. Dacă sunt bani, de ce nu? Ok, vreau să-i omor eu pe ultimii doi ca să mai fac și o kill-uri. Mamă, și se duce grina mea pe junglă. Lasă-mă pe mine să-l omor pe ăsta din city. Lasă-mă pe mine, Iliuță. Opa, l-am văzut. Este... E victorie, băieți. 21-6. Vreau să fac mai multe kill-uri, de aia țintesc eu așa. Pentru că uite, și dacă plantez bomba. Bă, chiar MVP-urile cum o să? Ah, fac, ați mai făcut și voi MVP-uri. Bă, gamia și voi am eu să am toate MVP-urile meciul ăsta. Hack WS. Ia zi, frate. Bă, ai auzit că mi-au zis abonații că ci că nu merge Overwatch-ul bine în perioada asta și că ci că unii jucau cu rage pe Prime și nu-și luau ban. Ce părere ai? Păi și pe bune? Nu știu, eu nu încerc. Bă, băi, spuneți și voi sincer în comentarii, nu, fără miștiori de astea. Chiar nu merge Overwatch-ul bine, că m-aș gândi să dau un pic de rage. Mă rog, un pic de rage, nu-mi bag spinujele, dar să dau un pic mai obvious pe ăsta. Ca să-mi bat picioarele. Nu gândeam să dau un pic mai obvious pe... Nu, 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 da-te, coaie! Că omul meu, bravo, Iliuță. Oho, l-am luat prin smoke. Mă gândeam să... Mamă, coaie, tu dai seama că era să mă moare un decoy mai înainte. Aveam 2 HP și mi-am bubuit decoy-ul sub graci. Dă-te-n pizda, mă, care ești, mă? Bot Z-ul, am înțeles. Da. Ce s-a întâmplat, mă? Am vrut să-ți dau cu smoke în tine ca să-ți iau... Dă-l. Dar n-ai decoy. Nu mai am. Nu, vreau eu așa. Ți-am furat kill-ul de sub nas, Iliuță. Bă, ce meci zic, coaie. Vedeți, mă, băieți, ce înseamnă să... Bă, chiar, bă, tu ai observat că în ultima vreme nu prea mai scodați pe CS? Mamă, au dat timeout, stai un pic. Nu știu, adică eu înainte, hai să zic acum un an, da, nu chiar un an, că era 2020 acum un an, acum un an și vreo 6 luni, prin 2019, prin iulie, așa. Bă, băieți, nu puteam să filmez un episod de Rage Checker. Bă, efectiv, în fiecare meci erau Rage Checker, coaie, nebuneam, mă durea capul din cauza lor, bă. Și acum intru frumos, bine, probabil și că aveam rang mai mare, aveam Legendary Eagle atunci, dar bă, frate, totuși, nu se lega ceva, nu mai codați în fiecare meci. Și simt că seria asta, adică partea asta o să fie mult mai easy. Adică o să fac globalul mult mai rapid în perioada asta, nu știu de ce am impresia asta. Dar Dani Mocanu sau Țaca Ungureanu? Dar cine e ăla, coaie? Vreau, dă-mi TikTok-ul, chiar sunt curios. Chiar sunt curios, frate. Să-mi trimiți TikTok-ul și mie, chiar sunt curios. Ce dracu? Nu, jur că, nu știu, nu pot să procesez așa ceva. Mamă, când vă poza aia cu mine. Dar seama ce zic ăia inamicii când vă poza aia cu mine, coaie, la thumbnail. La thumbnail, mamă, stai că YouTube-ul mi-a intrat în vene rău de tot, la avatar. Gata. Zis amândoi, gata. Open your hack, uite-te la aia. Ce a zis? Open your hack. Open your hack. Ok. Open. Mamă, să vezi că și-a băgat ăla hack, coaie. Dacă și-a băgat hack, dăm o atapuri cu Deagle-ul tot meciul? Ce-a mai rămas?
Cum vrei noi. Să mergem pe treaba asta, că s-a stricat Overwatch-ul. Hai, okay, un mor, doi morți, trei morți, patru morți. Ce faci, mă, Iliuță? Bună. Bună? Fain că dau ace runda asta, dau ace. Vreau să dau ace runda asta, hai frate, hai, 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 hai. Ah, bine, mă, ace. V-ați văzut, mă, băieți, cum se face un ace? Cum se face un ace frumos? Cum se face un ace cu frumos cu hack, băi, băieți? Da, mă, bine, mă, o să vină haterii să zică, da, frate, da, oricine putea să facă ace-ul ăla cu hack. Până și fratele meu de 2 ani putea să facă ace cu hack. Bă, băieți, stați liniștiți că hack-ul nu joacă singur pentru voi. Tot trebuie să vă mișcați și voi un pic. Hack-ul doar te ajută acolo, uite, dacă e ținta aici, ți-o face așa, știi, dar nu joacă hack-ul pentru tine. În proporție de 90% joacă hack-ul, cu 10% tu, deci tu trebuie să joci. No, no, în proporție de, hai să zic, 50%. Depinde, adică, man, dacă... cum reglezi tu hack-ul. Da, ia, da. Mamă, s-a terminat, cred că trebuie să ne băgăm și noi hack-ul, Iliuță. Cred că trebuie să ne băgăm și noi hack-ul. Bravo. Huț, 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 huțul sâțos. Hai, hai, vino, dă-i pic. Bă, am crezut că o să iei tu pe mine, că aia și-mi făcea troll. Am înțeles, mi-a dat mare nade. Șpong, șpong. Am înțeles. Bă, fraților, ce părere aveți despre asta? Era să câștigăm 16-0 și acum, din păcate, ne-au distrus băieții. Scorul ăsta e incredibil și mirobolant. Cum ar fi să vezi 12-16? Mamă, coai. Mamă. Hai pe B, coai. Dai seama că noi de câteva runde n-am mai fost nicio rundă B. Bă, o rundă n-am mai fost B. Ce se concentrează Iliuț acolo să-și cumpere? Hai pe B, coaie. De ce ți-ai luat SG? Și de ce mergi doar cu S-ul, coaie? De ce mergi cu spatele? Mamă, mai știi ce scheme șmechere făcea ăla? Sound off cu spatele, așa, bunny hop. Sau nu, și Zan ăsta face bunny hop super șmechere așa. Dar pe... ține minte că știu și am să fac înainte. Da, cu X22. Da, dar e ce, ei n-aveau scripturi în pula mea. Ba da, păi și Zan ăsta are scripturi. E inuman în pula mea să faci bani hapuri așa și să faci jump-ul ăla de acolo din, de pe miraj de aici, din window-ul ăla sau cum dracu se numește, tot timpul cu aia, să-ți nimerească tot timpul. E imposibil, fizic vorbind. Opa! Nu, dar ajută-mă și pe mine, frate. Opa! Mamă, ce-a sărit ținta. Ah, băgam iaș, ah, băgam iaș. Mamă, ce ăla are, chem... Pe cred că de aia ne-a și zis, turn on hack. Cred că de-aia ne-a și zis turn on hack. Știi ce zic? Cred că de-aia a zis. Dar nu, nu zi zi așa, Iliuț, așa te vreau, fratele meu. Hai pe Miță, dă-și noi un pic. Mamă, 31-8, vezi că e scor bun. Mamă, Green a cumpărat toate armele. Da, coai, terminat în pula mea. Bine. Păi ia și eu AK de la el. Ia un AVP dacă ești, ai pe middle. N-am bani, de unde până? Nu, am crezut că am dropat. Hai, ia-l și vino. Ia, hai, hai pe middle. A ghicit unul cu aia de la ce-i râsul. Te mai ce uite? Da, și n-am mai jucat cu el cu aia. Am zis că jucăm până îmi face așa zic. Dacă ghicește și n-am mai jucat. Dar cum a ghicit? Eu nu înțeleg cum a reușit să ghicească. Nici eu nu știu. Mi-a dat mare flash în pizda, mă, să-i al doilea flash. Și am dat prins flash cu aia. A, tu i-ai dat. Mamă, vezi că băieții s-au activat rău de tot. O să mori, Ilie, bravo. Te rog, nu muri, Ilie, ține acolo. Bravo, Iliuță, bravo. Bravo, Iliuță, bravo, Iliuță, bravo. Da, unde ce-am crezut că pierdem și runda asta. Băga mea și picioreta. Ultimul e pe... Hai că nici nu... Nici nu exagerăm un pic cu ălul ăla, Ilie. Nici nu l-ai așteptat acolo. Nici n-am dat ace. Ai ace și... Uite cum i-ai dat cu aia, i-ai dat prin perete. Nici nu l-ai lăsat să iasă de după cutia aia. Că i-ai dat cap, ești nebun la cap. L-am nenorocit. Da, cu aia, ești normal la cap. Doamne, bă, băieți, e grăbit rău, Iliuță. Băieți, ăsta nu are nicio treabă, nu îi iartă pe băieți. Mamă, stai să văd și eu cu FOV-ul, că eu mai modific FOV-ul în meciuri și să n-am drept cu FOV-ul, nu știu cât pe ăsta, că am observat că dau bine cu el. Pe, a, vezi că la Deagle sărea ținta. Păi la Deagle cred că i-am mărit mult FOV-ul. Da, lasă, pe Overwatch nu se vede. Nici nu știu, Overwatch-ul e 32 de tic sau 64. Nu mai știu, băieții ziceau că e pe 32 și merge mai prost decât, gen decât cum vezi tu. Și, na, s-ar putea să nu se vadă orice chestie de-astea, cum vezi tu că sare ținta la Overwatch, s-ar putea să nu se vadă. Da? Fii atent acum ce aici dau. Lasă-mă pe mine, fii atent aici, fii atent ce aici dau. Fii atent, Iliuță, fii atent. 1. Mamă, coaie, s-a pișat. Nu știu că ai apucat să zici 2, că s-a pișat pe tine. Băi, coaie, și-au activat rău, cred că. Nu mai încerca, câștigă runda. Băi, 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 băi. One tap, one tap, one tap. Coaie. Bravo, Iliuță, hai că nu ți-a sărit ținta.
Vezi, du-te, du-te ca lumea pe ecoaie, că și eu joc mai tare. Că nu ți-e bani dacă-i stricat overwatch-ul, nu ți-e. Dă-i, dă-i la asta din stânga, du-te bă, că a tras în tine. Bravo, Iliuță. Mamă, bravo, mă, bine mă, băieți, dă-i tu defis la bombă, să mai ieși tu puncte. Hai mă, că s-a descurcat Iliuță runda asta. Sunt mândru de el. Sunt mândru de tine, mâncați așa fălcile alea și țățucele alea. Bineînțeles. Nice. Cum ai zis tu? Bineînțeles. Mamă, coaie, nu se poate. Nice hacker. Zi thank you. Lasă-mă, că poate îmi dă report dacă îi zic thank you. Serios, deci nu crezi că ți-a dat până acum report tot meciul? Cred că în fiecare rând îți spamează la cu report. Eu când eram mic, doar dacă zicea, oie, thank you, sau da-le, le da report, altfel nu le dădeam. Coaie, ți-a dat report deja, zi thank you. Ți-a dat mai mult ca sigur, ți-a dat. Coaie, tu ești terminat? Chiar crezi că ăla nu ți-a dat report după ce ai dat tap la toți? Da, mă, erai tu prost când erai mic, coaie. Să mor tu, că doar că zicea thank you, coaie, le dădea report. Nu cred așa ceva. Coaie, ce terminat. Cum să dai report doar că zice thank you? Mamă, m-au spart oamenii. Mamă, mă duc după ei, băgam ea și policii cafe, încă nu-i las. Mamă, coaie, m-ați lăsat singur. Fiindcă mă duc după ei pe B. Băgam ea și policica în ei. Opa. A policica, 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 mort. Lasă-mă un pic aici să mă concentrez, te rog eu, Iliuță. Fiind ce skin șmecherare ăsta și cu skin-ul ăsta o să fac toate kill-urile. Hâț! Coaie, ce face ăsta? Uite ce ăla are, băgam ea și pula în el. Te-ai văzut, coaie, cum e urmărea? Băgam ea și... Ai bani? Ia Zdigal și hai să jucăm la one-tap-uri. Cine face mai multe one-tap-uri până la sfârșitul meciului? Hai, doar one-tap-uri jucăm, Iliuță. Să te văd ce știi. Zici că a tremurat ținta un pic la Deagle. Dar n-are, mă, că are FOV 07, nu-i mare. O să dau back-trec în blană. Am dat back-trec în blană, coaie. Să-i trag un pic în țintă. 33-1 am. Fai, ai, ai, ce scor mic. Nu se poate. Imposibil. Trebuie să avem scor mai mare. Fii atent, o să le dau runda asta, Ilie, că tu nu mă crezi că o să le dau tare, dar eu sunt nebun la cap. Mamă, Iliuță, am crezut că eu l-am luat, că nici n-aveam ținta pe el. Dă-le și tu, mă, un pic Free Fire, unde la, unde la, ia fiind aici. Așa, aia zic, tati. Am crezut că te omoară. Aia zic, hai că mă duc eu pe B să iau pe restul. Pe restul. Mamă, n-am mai știu cum să vorbesc, să moară Jaxana. Fuck. 1. Hai, vin, nu știu. Come, man. Hei, putu-ți gura, mă, bă, dar cum joacă ăștia așa, frate? Aia zic, aia, mamă, cum ai făcut? Deci că ai fost Dini the Duck. Nu știu cine e Dini the Duck. Mamă, tu vezi cum le dă? Îți dai seama că aia să intră un străin pe video și să nu înțeleagă ce zicem noi și stau dintr-o dată. Go, he's blending, man. You can do this, man. I trust in your powers. Come on, man. I trust in your powers. Bă, el zice ceva. Hă? Ăștia vorbesc? Nu. Adică nu știu că sunt la mut toți, coaie. Bă, da, le-am dat eu. Vorbesc? Cum a făcut ăla? Your mamiță, no. Nu, 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 demonetizare, gata, 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 nu, nu, mut, mut, mut înapoi, gata, gata, le-am dat mut înapoi. Mamă, am vrut să zic your mamiță, că. Băi, Liuț, am vrut să zic your mamiță, că. Mamă, lasă-i frate cu cacti gheaza vot. Mamă, doi. A? Nu că, a, niciun a. Dimitri. Nu, Dimitri Cantemir. Mamă, ce-am putut să zic? Gheaza vot Alexandru. Alexandru? Mm-hmm. Da. GG, mă, băieți, hai să vedem dacă am luat MG1-ul ăla. Cred că am făcut 40 de kill-uri, 40 fix, cred că am 38, băgamia și nici n-am luat în cap. Asta e țeapă, nici tu n-ai luat în cap. Hai măcar că n-ai luat-o, că dacă luai îmi făcea iară în ciudă, coaie, venea iară să-ți dau în cap. Tu cu rencapurile tale, băgamia și pulicica. Bă, fraților, sper că v-a... mai luat și pe 250 de un cent. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri dacă vreți să continuăm seria. Lăsați-mi, by the way, provocări la acest episod în comentarii, că, na, nu se știe când o să mai postăm episod cu provocări. Nu știu ceva, Iliuț, așa ca de... ca de sfârșit de meci. Vă pup, follow pe Instagram, Ilie_Trofie. Și Raul2K. Și noi ne vedem data viitoare. Salut! Like acolo, să facem 1000 de like-uri.